Bine v-am regăsit, prieteni! Azi vă prezint un episod destul de scurt, povestea unei eroine care a hotărât în mare parte soarta bătăliei de la Mărășești din 1917. Maria Zaharia, alintată și Măriuca, a fost o fetiță de 12 ani care a căzut eroic în luptele de la Mărășești din timpul Primului Război Mondial. Lupta de la Mărășești a fost una dintre cele mai îndelungate bătălii din timpul Primului Război Mondial și a fost câștigată de către români. Pe locul unde a avut loc bătălia a fost ridicat cel mai mare mausoleu din țară și unul dintre cele mai importante din Europa, care adăpostește osemintele a numai puțin de 5.073 de soldați. Printre ele se numără și osemintele Măriucăi, eroina care dintr-un copac a transmis telefonic informații care au fost de mare folos armatei române în câștigarea luptei. Măriuca s-a născut în anul 1905 în Pădureni, însă locuia cu bunicul său în satul Haret, aproape de locul bătăliei. Acesta, din urmă, avea în livadă un nuc care, curând, a devenit post de observație pentru trupele românești și care oferea o panoramă asupra tot ce se întâmpla pe front. În acea livadă, Măriuca s-a împrietenit cu soldații, fiind captivată de tacticile militare pe care le observa prin binoclul primit de la soldați. În urma bombardamentelor germane, soldatul aflat în nucul bunicului Măriuca i-a fost ucis, iar fetița i-a luat locul și a transmis telefonic ceea ce observa pe câmpul de luptă. A transmis informații prețioase, astfel încât a fost blocată înaintarea trupelor germane, însă puțin timp mai târziu a fost doborâtă în urma unei explozii. În cinstea sacrificiului făcut, trupul neînsuflețit al Măriucăi Zaharia a fost depus în mausoleul Mărășești, printre alți mari eroi ai acelei lupte, iar în fața școlii din Haret s-a ridicat un monument închinat faptelor ei din anul 1917. În anul 1969 a fost scrisă de către Dumitru Almaș cartea Povestiri istorice, unde autorul o descrie astfel, citez: Maria, sau cum o alintau prietenii ei Măriuca, trăia în satul Răzoare la casa bunicului ei, Ioan Zaharia. Frontul a ajuns în dreptul satului lor și acolo se dă o cumplită bătălie între armata română și cea germană. De aceea satul a fost evacuat, adică toți sătenii și-au luat ce au putut fiecare și au plecat în altă parte la adăpost în munți. Numai moșul Zaharia a rămas în casa lui. A săpat șanța adânc în livadă. Aici se ascundea ori de câte ori nemții bombardau satul. S-a întâmplat ca soldații români să instaleze un post de observație tocmai în nucul cel înalt și stufos din livada lui moș Zaharia. Un ostaș urca în vârful acelui pom, se așeza pe ramurile mai groase, ascuns în frunze. Și de acolo, cu un binoclu, supraveghea mișcările dușmanului. Ceea ce vedea, povestea sergentului care stă jos la tulpina nucului cu receptorul telefonului în mână. Sergentul transmitea artileriștilor prin telefon cele văzute. Autorul cărții a încercat să evite să descrie în detaliu evenimentele petrecute la acea vreme pentru ca aceasta să poată fi citită și de către copii. Înainte să închei, vreau să vă anunț că în următoarele 3 săptămâni voi posta doar câte un episod pe săptămână, deoarece plec în concediu. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut, dați like, share pe Facebook sau subscribe. Ne auzim data viitoare cu un nou episod.